Da, bun găsit la superba emisiune. Începem, de fapt, continuăm subiectul pe care l-am abordat pe pasa cu sinteza zilei. O scurtă recapitulare și după aia avansăm pe subiect. Se întâmplă așa. Ce se întâmplă acum în Afganistan este important absolut și pentru noi care trăim aici pe Cocioc, ascultăm manele și mâncăm mici. Absolut important. De ce? Pentru că dacă talibanii au pus mâna pe Afganistan și au pus din nou, atunci cred că avem o îngrijorare și o preocupare reală. Orice om din lumea așa zisă lume civilizată, în care teoretic ne numărăm mai pe la coadă, din punctul ăsta de vedere, din fericire, mai pe la coadă, pentru că ne putem aștepta la toate lucrurile pe care le făceau talibanii înainte să se ducă Occidentul, zicem așa generic, peste ei în Afganistan. Și anume terorism. Asta. Și anume terorism. În spațiu public se spun la nivel mondial în România, se spun foarte multe lucruri de către tot felul de cetățeni. Unul dintre cetățeni fiind chiar președintele Statelor Unite, dar zic și de către jurnaliști, și de către tot felul de oameni politici, și de către secretarul general al NATO, și de către... Nu o să vorbesc despre persoane, o să vorbesc doar despre afirmații. Afirmațiile, având în vedere, cred că putem spune, fără niciun fel de putință de tăgadă, că retragerea aceasta din Afganistan, în felul în care a fost făcută, este un dezastru absolut. Pentru oricine. Pentru oricine. Inclusiv pentru noi, care mâncăm mici, râgâim bere și ascultăm manele, chiar și pentru noi e un dezastru, fără doar și poate. Pentru că măcar din punctul de vedere al faptului că din țara asta au plecat niște cetățeni în Afganistan, unii dintre ei nu s-au mai întors, alții s-au întors cu probleme grave de sănătate, ca să mă exprim așa. Lucru care, sigur că a fost important nu doar pentru ei, ci și pentru familiile lor. Cam complicat să-i spui cuiva care, nu știu, și-a pierdut tatăl în Afganistan sau cuiva care și-a pierdut piciorul în Afganistan, să-i spui, practic, cam asta a fost, talibanii s-au întors. Adică... Bun. Hai să vorbim acum despre afirmații. Afirmațiile sunt următoarele. Domne, nu mai aveau ce să caute occidentalii, zicem așa, generic, Occidentul. Nu mai aveau ce să caute în Afganistan, că lucrurile pentru care se duseseră în Afganistan s-au rezolvat. Adică ei s-au dus în Afganistan ca să-l omoare pe Bin Laden. Să-l găsească pe Bin Laden, pentru că 9-11 în Statele Unite, și să-l găsească pe Bin Laden și să-l miți-l rezolve. Și să-l rezolve și pe Al-Qaeda, ceea ce, gata, s-a terminat cu Al-Qaeda, nu? Nu. Nu. Afirmația nu este corectă, pentru că nu este completă. Occidentul, când s-a dus acolo, într-adevăr, asta e adevărat, nu s-a dus pentru că drepturile omului, pentru că talibanii făceau execuții publice, omorau oameni cu pietre, măcelăreau femei, mă rog, și făceau toate lucrurile acelea pe care deja au început să le facă și astăzi. Nu de asta s-a dus Occidentul. Nu se inventase încă primăvara arabă în concepția, sigur, al Obama, concepție care s-a dovedit a fi ciudată, ca să nu-i spun altfel. Nu. Deci, inițial, când s-a dus cetățenii în Afganistan, cetățenii civilizații în Afganistan, s-au dus, sigur, să-l găsească pe Bin Laden, să distrugă Al-Qaeda, dar ca să se și asigure că Afganistanul nu va redeveni exportator de terorism. Un culcuș, un leagăn al terorismului, un rai al teroriștilor de pe planetă. Lucru care se poate reversa, ca să zic așa, se poate întoarce exact așa, cum de altfel s-a întâmplat și această completă schimbare de paradigmă în Afganistan. Așa. Uite, așa se poate redeveni și Afganistanul exportator de terorism începând de azi. Deci, treaba asta cu, domne, ce să mai facă trupele occidentale în Afganistan, cât să mai stea acolo, cât să... Sigur că în principiu poate să sune corect, doar că nu e. Nu e, cred că e corect, din niciun punct de vedere, nici măcar moral, nici măcar, nu că asta ar conta, dar nici măcar moral, dar din niciun punct de vedere, să-i zicem mai concret, așa, nu prea stă în picioare această retragere în felul în care a fost făcută. Și